Salut! Mă bucur să ne revedem la un nou episod al misiunii ShareHR. Astăzi vom vorbi despre recalificarea forței de muncă pentru viitor. Dacă organizația voastră dorește să rămână competitivă, trebuie să aveți angajați cu abilitățile potrivite pentru a vă ajuta să fiți productivi, inovativi și în cele din urmă mai profitabili. Recalificarea este o modalitate de a vă asigura că angajații voștri au abilitățile necesare pentru a prospera și a face tranziția către noi roluri. Ce este de fapt recalificarea? Deși termenii reskilling și upskilling merg adesea mână în mână, sunt concepte totuși diferite. Reskilling sau recalificarea se referă la obținerea de abilități noi pentru a pregăti angajați pentru o poziție diferită în cadrul organizației. Prin upskilling sau perfecționare, practic, angajații se pregătesc pentru schimbări majore în poziția lor actuală. Organizațiile folosesc adesea atât strategii de recalificare, cât și de perfecționare, pentru a permite mobilitatea internă și pentru a-și pregăti forța de muncă pentru viitor. Multe companii se confruntă cu discrepanțe între expertiza actuală a angajaților lor și ceea ce va fi necesar în anii următori. Un sondaj realizat de McKinsey în 2020 spune că serviciile financiare, telecomunicațiile și industriile de înaltă tehnologie se vor confrunta cu cea mai mare perturbare din cauza lipsei de competențe. Gigantul în comerț electronic Amazon a îmbrățișat conceptul de recalificare pentru angajații săi din depozit care au fost eliminați treptat prin automatizare. În 2019 a investit $700 de milioane pentru dezvoltarea abilităților lor tehnice pentru a ocupa noi poziții în suport IT și inginerie software. Ernst & Young a alocat $450 de milioane pentru instruirea angajaților. Pe lângă instruirile obligatorii pentru rolurile de contabilitate și audit, o parte dintre fonduri se îndreaptă către un program care permite angajaților să își personalizeze propria educație continuă. De ce este importantă recalificarea? Ritmul tehnologiei a creat schimbarea semnificativă în modul în care se desfășoară afacerile la nivel mondial, iar viitorul muncii este greu de prezis. Distanța dintre tehnologie și lumea reală este neclară și acest progres a fost numit a patra revoluție industrială. Sistemele cibernetice alcătuiesc acum produsele și serviciile indispensabile pe care oamenii le așteaptă și se bazează, cum ar fi asistenții virtuali activați prin voce și recunoașterea facială a fotografiilor. Din cauza acestei transformări sunt create noi ocupații, iar unele devin învechite. Acest lucru duce la întrebarea câți angajați au nevoie de recalificare. Potrivit unui raport al Institutului Global McKinsey, până în 2030 se pare că până la 375 de milioane de angajați sau aproximativ 14% din forța de muncă globală ar putea avea nevoie să schimbe categoriile profesionale. Care sunt avantajele recalificării angajaților voștri? Îmbunătățește retenția angajaților. Piața actuală a locurilor de muncă este extrem de competitivă. Abilitatea de a învăța și de a crește într-o poziție îi ajută pe angajat să se concentreze asupra angajatorului actual în loc să se gândească la noi perspective. Reduce costurile de recrutare. Nu este un secret faptul că cheltuielile de recrutare și pierderea productivității afectează rezultatul final al companiei. Recalificarea crește valoarea angajaților, pregătindu-i pentru un rol alternativ. Atunci când avem nevoie de o nouă poziție, cineva va avea abilitățile necesare pentru a intra și pentru a menține fără probleme operațiunile. Atragerea de noi talente cu o mentalitate orientată spre dezvoltare. Un raport Gallup a arătat că 59% dintre millennials consideră oportunitățile de învățare și creștere ca fiind extrem de importante pentru ei atunci când caută un loc de muncă. Dedicația organizației voastre pentru îmbunătățirea abilităților angajaților poate fi un avantaj pentru atragerea și angajarea candidaților potriviți. Susține implicarea angajaților. Când angajații au mijloacele necesare pentru a-și dezvolta abilitățile, își pot extinde expertiza în domenii noi și se pot simți mai conectați la alte departamente. Înțelegerea diferitelor seturi de abilități necesare în alte domenii promovează empatia și prietenia în loc de o mentalitate competitivă noi versus ei. Crește încrederea moralului angajaților. Cei care sunt încrezători în abilitățile și competențele lor promovează productivitatea și inovația. Sunt predispuși să fie proactivi, să exprime idei noi
și să elaboreze soluții creative la probleme. Un studiu realizat în 2020 a arătat că 80% dintre angajați consideră că încrederea lor s-a îmbunătățit după urmarea unui program de recalificare. Cum poate organizația voastră să construiască un program de reskilling sau recalificare cu succes? Un program puternic de reskilling elimină lipsurile de competențe pentru a vă sprijini forța de muncă și organizația și se integrează adesea cu un program de tip upskilling sau perfecționare. Puteți utiliza următoarele 9 etape pentru a maximiza eficacitatea programului vostru de recalificare. Descoperiți competențele lipsă. Odată ce identificați încotro se îndreaptă afacerea și ce este nevoie pentru a ajunge acolo, trebuie să evaluați cât de bine sunt construite rolurile voastre actuale și forța de muncă pentru a sprijini acest lucru. Veți avea nevoie de un echilibru între abilitățile disponibile și ceea ce necesită fiecare poziție. Identificați și adăugați abilități adiacente. Odată ce ați identificat abilitățile esențiale necesare, ar trebui să căutați abilități adiacente sau abilități care se potrivesc aproape întotdeauna cu cele solicitate, pentru a face o recalificare mai ușoară. Angajații cu competențe conexe pot avea deja ceea ce este necesar sau pot afla rapid de ce ar avea nevoie pentru un nou rol. Organizați workshop-uri și training-uri pentru skill-urile identificate. Odată ce înțelegeți abilitățile pe care trebuie să le dezvoltați, puteți determina programele de instruire exacte necesare angajaților voștri pentru a dezvolta noile abilități. Poate doriți să luați în considerare stimulente pentru a recompensa pe cei dorniți să-și extindă abilitățile. Arătați clar că recalificarea este legată de noi perspective sau progrese în cadrul companiei. Așa, angajații vor fi mai motivați să participe. Combinați modelele de învățare. Exemple ale acestor modele includ instruire la locul de muncă, învățare online, învățare mixtă, învățare de la egal la egal între colegi. Dacă organizația voastră are angajați la distanță sau hibrizi, nu puteți neglija să aplicați metode de formare la distanță pentru a recalifica acest sector al forței de muncă. Promovați job shadowing. Aceasta este o modalitate excelentă pentru oameni de a se familiariza cu un rol nou. Urmărirea și observarea unui angajat cu experiență pe tot parcursul zilei oferă o perspectivă exactă a cerințelor postului. Concentrați-vă pe abilitățile digitale. Companiile care au fost forțate să aibă angajați care lucrează de acasă în timpul pandemiei au învățat rapid cât de importantă este tehnologia și cât de vitale sunt abilitățile digitale adecvate. Progresul digital este o realitate continuă, astfel încât companiile trebuie să-și pregătească angajații pentru a se adapta la noile tehnologii. Măsurați și evaluați succesul. Un program de recalificare își are rostul doar dacă este eficient, deci ar trebui să măsurați impactul eforturilor voastre. Măsurarea eficacității instruirii începe cu colectarea datelor din diverse surse, inclusiv anchete, discuții și evaluări post-instruire. Apoi, puteți evalua datele folosind un model de evaluare. Încurajați învățarea pe tot parcursul vieții. Reskilling-ul este un proces perpetu, astfel încât organizația voastră trebuie să oferă o cultură orientată spre învățarea continuă. Managerii trebuie să susțină valoarea recalificării și trebuie să participe activ la propriile traininguri. Asigurați-vă că managementul înțelege importanța dezvoltării angajaților lor, astfel încât să vă promoveze din toată inima programul de recalificare. Nu neglijați propriile abilități. HR-ul se schimbă și el rapid, așa că sunt necesare noi abilități pentru a rămâne la curent. În calitate de profesionist în resursele umane, trebuie să vă concentrați asupra propriei dezvoltări și este logic să începeți programul de recalificare și perfecționare în departamentul vostru. În concluzie, recalificarea este o strategie esențială pentru a asigura toate competențele și pentru a vă asigura că angajații voștri sunt bine pregătiți pentru a contribui la obiectivele și misiunea organizației voastre. Înțelegerea direcției companiei și a abilităților care vor fi necesare este esențială pentru construirea unui program de upskilling cu succes. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Eu sunt Gabriela Roșca și nu uitați să ne urmăriți pe www.piațamuncii.info în fiecare miercuri la ora 12 și reluare la ora 18. La revedere!